produsul care, sincer, m-a făcut să mă uit de două ori atunci când am apăsat pe el să-l cumpăr. Hai că am venit eu să filmez și vine vijelia. Așa preț, deci jur că am rămas uimit, nu mă așteptam. Salut, eu sunt Body și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Ei bine, dau un intro așa repede din casă pentru că nu știu unde o să filmez. Iar astăzi o să testez produsele noi de la Friday pentru că au scos niște produse foarte, foarte interesante. Și bineînțeles, când fac vlog de la Friday, misiunea voastră este să comentați acolo cu mine, să lăsați multe comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare produsul și bineînțeles cum vi se pare prețul. Pentru că știți că la Friday prețurile sunt un pic măricele. Așa că înainte să-i dăm drumul, băgați și voi acolo multe, multe, multe like-uri pentru că mă ajută foarte mult și haideți să-i dăm drumul la vlog. Bun, băi, și avem produsele chiar aici, ponga asta întreagă e a noastră și sper eu să avem numai bunătăți aici. Avem și bonul magic aici cu prețul la fiecare produs care o să-l judecăm, așa cum v-am zis, pentru că e și datoria voastră să lăsați în comentarii dacă aceste produse își merită prețul sau nu. Astăzi e pe opulență pentru că avem mulți creveți, altceva, fructe de mare. Am ajuns și noi la un nivel totuși. Hai că am ajuns dacă e. Mănânc în parc pe bancă. Dar e bine și așa, e bine și așa. Și haideți să începem cu primul produs care va fi chicken pesto. O să începem acum să eliminăm puiul ăsta mai așa, mai de sărăcie. Și după aia trecem la creveți așa cum ne place nouă, cu sos, cu tot ce trebuie. Cam așa arată și produsul, avem aici o chiflă nouă, o chiflă diferită de ceea ce găsim la Friday. Mult zarzavat ăsta. Avem sosul și puiul care arată destul de bine și văd că avem și cheddar aici de desubt. Dar înainte să îl degustăm, trebuie să vă zic și prețul. Mamă, 33 de lei. Acest chicken pesto burger costă 33 de lei, doar sandwich-ul. Dar ce pot spune la prima vedere este că arată destul de ok. Chifla e super, super moale și asta îmi place și îmi place sincer cum arată puiul. Parcă e puiul ăla crispy, ăla bun. Uitați-l aici. O să iau direct din pui, nu mai stau pe gânduri. Băi, sincer, la prima gură nu pot spune prea multe. Pentru că am luat din pui și e destul de sec, n-am prins sosul. Uitați, vine sosul acum, următorul. Băi, nu o să vă mint, combinația e destul de bună. Să știți că acest cheddar cu sosul pesto și cu puiul se îmbină destul de bine la gust. Chiar îmi place și faptul că e chifla moale și îl mâncați destul de ușor. Puiul este crispy, deci e un pic mai tare, dar toată combinația e bună. Nu pot spune că e ceva care mă deranjează la acest burger. Este mâncabil. Acum lăsați-mi voi în comentarii dacă credeți că acest burger merită cei 33 de lei. Și acum că ne-am relaxat un pic și am trecut de acel sandwich cu pui, ne-am pus și noi jos la VIP altceva, mâncăm mai pe lejer. Trebuie să trecem la nebunile astea de produse. Apropo, am și o porție de cartofi aici. E o porție medie care costă 10,50 lei. Cam așa arată și cam atâția cartofi se află în ea. E destul de ok pentru că la ei cartofii sunt mai groși. Îmi place că sunt crocanți. La cartofi nu prea avem ce să le reproșăm. Și trecem mai departe, băieți, la burgerul cu creveți. Cam așa arată el. Așa arată și în interior. Salată, sos, cocktail. Și avem aici adita mai pralina de creveți care nu știu cum sunt smash. Nu știu, tocați, habar n-am. Iar acest burger a costat 25 de lei. Haideți să-l iau așa în mână să vedeți cam cât de mare e. Bă, oricum, ca dimensiune e un pic mai mare decât burgerii aceia clasici cu vită. De exemplu, nu știu, cheeseburger, hamburger e un pic mai mare. De arătat arată bine, dar haideți să vedem gustul. Chiar sunt curios pentru că de la acest burger a pornit ideea de astăzi pentru vlogul acesta. Haideți să vedem, avem aici sos mult. Băi, nu e rău deloc, nu o să vă mint. E posibil să fiu puțin subiectiv în vlogul de astăzi pentru că sunt mare fan creveți, îmi plac mult rău de tot. Sincer, acest burger chiar are un gust bun rău de tot. Uitați cum arată creveții ăștia la interior, pane așa, și în interior vedeți sunt roz așa, adică e ce trebuie. Și sosul cocktail lângă creveți e favoritul meu, deci a nimerit și asta. Adică, mă rog, cred că majoritatea mănâncă creveți cu sos cocktail. Cel puțin noi ăștia mai de rând care mâncăm o dată la 2 ani. Pe ăsta îl știu, sincer, e singurul sos de creveți pe care îl știu, sos cocktail. Așa că de ăsta am mâncat prima dată, cu ăsta am continuat, mie îmi place. Am uitat să vă arăt și chifla asta moale, uitați cât de moale e. Chifla lor celebră, ca să zic așa. Deci acest sandwich la 25 de lei, să zicem că mi se pare ok, pentru că e cu creveți. Are și un gust foarte bun, chiar merită încercat, chiar e ceva pe care dați banii, dar măcar îl mâncați cu plăcere. Acum, v-am zis, lăsați-mi în comentarii dacă vi se pare scump sau ieftin.
Am un mic anunț de făcut. Peste 90% dintre voi, cei care vă uitați la vlogurile mele, nu sunteți abonați, așa că dacă apreciezi ceea ce fac, m-ar ajuta tare mult să apeși chiar acum butonul de subscribe. Și trecem mai departe și o să las cartofii ăștia lângă aici, ca să dea bine. Și avem aici un sos cocktail pentru ceea ce va urma. Acest sos costă 5 lei. Și mai departe avem aici un wrap cu creveți, shrimp wrap. N-am vrut să pronunț așa din prima pentru că mi se pare un pic greu și mi se încolățește limba în gură. Iar acesta a costat 24 de lei, deci cu un leu mai ieftin decât burgerul cu creveți. Sincer să fiu cu voi, în poza arăta mult mai mare. Cam așa arată, e cât un wrap de la KFC, sincer să fiu. Cam asta e dimensiunea lui. Și haide să vă arăt și în interior un pic. Are sos cocktail, salată, la fel ca și burgerul. Și acești creveți pane, uitați, o să o scot de aici ca să-l vedeți. El arată destul de bine și îmi place că are această lipie cu condimente, are ceva condiment prin ea, gen nu e lipia aia simplă, simplă, simplă. Și haide să luăm din ea, că de-aia suntem aici. Băi, sincer, aici diferența o face lipia. Creveții ăștia sunt cam la fel ca cei din sandwich, un pic mai tari, dacă mă întrebați pe mine, parcă la sandwich, fiind smash sau cum or fi făcut, e mai bun. În rest nu e ceva să mă dea pe spate. Hai că am venit eu să filmez și vine vijelia. E sfârșitul lumii. Dar noi ne mâncăm în repu cu creveți așa liniștiți. Milionarii în general nu se panichează la așa ceva și își continuă siesta. Așa că acest rep este undeva la mijloc. Nu pot să spun că e nici foarte bun, dar nici foarte prost. Merită încercat, la 24 de lei cred că e ok la ce prețuri sunt în ziua de azi. Să sperăm că trece și furtuna. Și cireașa de pe tor, băieți, produsul care, sincer, m-a făcut să mă uit de două ori atunci când am apăsat pe el să-l cumpăr. O uimire de neimaginat, sincer să fiu. Sunt acești creveți pane, care cred că sunt și în rep, 4 la număr. Haideți să-i vedem. Aceștia sunt. Îmi vine să râd, dar cred că o să înțelegeți după aia de ce. Acești 4 creveciori au costat nici mai mult, nici mai puțin de 18 lei, bă băiatule, 18 lei, voi vă dați seama că e aproape 5 lei unul, mă, așa preț, deci jur că am rămas uimit, nu mă așteptam. Și mai ales acum mă surprinde și faptul că sunt destul de mici, adică nu e vreun crevete de la 2 kg, sunt niște creveciori de ăștia mici așa, picăjiți săraci, i-a luat de la familia lor și i-a făcut pane, nu se face. Și pentru ăștia trebuie să încercăm cu sosul ăsta lor special, cocktail, care v-am zis că îmi place foarte mult. În mare, astăzi am încercat aceleași produse ambalate diferit. Cam asta a fost. Și haideți să vedem. Bă, sosul destul de cremos. Destul de cremos, arată bine. Aici trebuie să le dăm un plus. Da, sunt aceleași creveți ca în rep. Un pic seci, dacă mă întrebați pe mine. Sunt chiar tari, mă așteptam să fie mai zemoși, mai moi, ca să fie ce trebuie. Crevetele panei așa trebuie să fie din punctul meu de vedere. Și o să încerc și cartofii ăștia cu sosul ăsta. Să văd dacă merge. Oh. Băi, deci sosul cocktail nu dă greș niciodată, puteți să-l mâncați cu orice. Deci absolut cu orice, dacă vreți să mâncați ciocolată cu sos cocktail, merge la fix, încercați-l cu încredere. Chiar sunt foarte, foarte buni cartofii cu sosul ăsta. Și trebuie neapărat să-mi lăsați în comentariu dacă până acum cu celelalte produse nu v-am convins în niciun fel, să-mi lăsați un comentariu. Vreau neapărat pentru acești 4 creveți la 18 lei să-mi lăsați un comentariu cu opinia voastră, cum vi se par, scumpi sau ieftini. Bun, băieți, am terminat vlogul un pic pe fugă pentru că venea furtuna și nu mai puteam să stăm acolo. Ce-i drept, n-a plouat, dar a început se vântul ăla grav de tot. A aruncat niște praf pe cartofii aia, dar tot i-a mâncat, că sunt foarte, foarte buni. Așa cum v-am zis, în comentarii trebuie să-mi lăsați care produs v-a plăcut vouă cel mai mult din ce ați văzut la mine. Și bineînțeles, comentariul despre prețuri, dacă vi s-a părut ok. Nu știu, cel puțin mie mi s-a părut amuzant creveții aia 4 la 18 lei. Dar chiar sunt curios să văd și părerea voastră. Deci cam acesta a fost și vlogul, sper din suflet că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit, să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați când postez, share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmările pe Instagram pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal și eu am fost Bodi și până data viitoare cu aceeași energie pozitivă fiți alături de mine, pa! It's where we live.